Salutare tuturor, eu sunt Adeltul de Sami și bine v-am regăsit pe oameni la un episod din seria noastră minunată de Counter-Strike Global Offensive. Vreau astăzi să revenim, după cum puteți observa, cu un match competitiv, așa mini-competitiv, cum s-ar spune, de 2 vs 2 aici pe operațiunea Hydra. Sperăm că de această dată Sami o să fie mai bazat. Sami, ești de acord? Rupem și noi sau? Mamă, gata. Ia uitați ce face Sami, frazor, rupe tot. Bineînțeles, bă, înainte de a începe, nu uitați fiecare dintre voi să apăsați acel buton de like, să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri dacă mă susțineți și dacă vreți să apară cât mai multe episoade din această serie la mine pe canal. Și hai să vedem, frate, mamă, ce faci să ai, Sami. Să mori. Îmi place ceasul de la mână, de aceea nu e gama, așa, știi? Îmi place ceasul de la mână. Ceasul de la mână? Să îndreaptă amândoi. Da? Ok. Nu pot spune altceva decât ok. Are un Vegben. Ce prost. Lu. Deci nu te cred cum te uitai la el, de ce prost. Lol, deci mamă, cea mai panara mă fază existentă. Dar omul se chinuie, ai văzut, te-am văzut, a sărit, a... Pe tine tot era în cur de el, efectiv. Unu-i dreapta. Unu-i dreapta și unu-i la mașină acolo. Mi-am luat cap instant, eu nu te cred, mi-am luat, tu mi-ai dat flash-ul, nu? Nu tu, lol. N-am nimeni repede mie, Deci bă frate, what the fuck? Bă, eu nu înțeleg, s-a întors pe mine, mi-a dat cap instant, dă de... Cine, tot Jack? Stai să vedem dacă tot Jack. Nu, Licosa mi-a dat cap acum instant, bă frate, eu nu-i cred pe ăștia. Ești nebun prea de tot. Să nu te duci tare, că vreau să morsesc în casă acolo. Eu n-am apucat să fac nimic, să mor eu. Până acum. Hit, e pe dreapta. Pe dreapta are hit. Are hit mare sau micuț? Păi, minus 80 cred, sau 70. Bam! Asta e stânga. E lângă tine, acolo, dă-i. Am înțeles. Am înțeles și eu, mai aveam puțină viață oricum. L-am așteptat sus acolo, știi, să ies. Am văzut. Nu spune că ne luăm bătăie de la ăștia, Sami. Nu. Ba da. Bă, problema este că eu așa am impresia, este 2-1 pentru ei. Acum cred că eu o să fiu la care n-o să joace, nu știu ce am impresia asta. Trage unul din nu știu ce. Bă nene, mă, 28! Bă, coaie, voi ați văzut ce spray am dat în el? În el. Deci în el. Unde s-au dus gulanțele? Explicați-mi. Deci UMP-ul ăsta e fenomenal. Trebuie să-i văd spray pattern. Nu ai cum. Iau iarăși UMP și trag iarăși. Deci nu. Vreau să-i văd spray pattern. Nu, frate. N-are cum. Uite. O să trag în casa aia. Deci uitați-vă acum. O să se ducă unde trebuie. Uite. Na. Uitați-vă unde s-au dus gulanțele. Exact așa am făcut școala. Uite. Nu înțeleg. Nu intră. Nu știu. O să apară aici. Stăm om de aici? Atât timp cât nu ne-a prin spate, da. E unul pe partea aia și unul aici. Mamă, frate, cum dă licuța ăla. Tu vezi prin ce dă? Bă, frate, nu intră gloanțele în ei, mă, dă-te-n morți, 8 gloanțe, dă-te-n morți, mătii. 8 gloanțe, trag în el, să-l omor, coaie, deci într-un om normal, în viața reală, îi trage un glonte în picior, nu se mai ridică, mai trage un glonte, moare de, de-aia, de durere, morții lui. Aici trage 8 gloanțe și încă aleargă, dansează, sare, dă-te-n morții tăi. A ieșit Free Fire pe mine. Eu le dau report de pe acolo. Ăsta mă aștepta, ești nebun. Ai și Free Fire pe mine, mă, ce ai? Și nu mă auzea, că era distanța mare, e clar. Lol, dude. Seriously? Sami.
Sami. Ne-am băgat picioarele. Hai, salut. De ce ne bată ăștia? Nu înțeleg. Uite-te, frate, lol! Aici sunt. Bă, noi dreapta, bă. M-a așteptat. Bă, m-a așteptat cu AVP-ul. Nu-mi vine să cred. Deci nu-mi vine să cred. Ce coță? Uite-l, vezi? Lol. I-am dat 91, by the way, să știi. 91. 2. De ce n-ai tras în ăla cu AVP-ul mai repede? De ce? Nu știu. N-am, deci ție când se somnă ți intră creierul în hibernare totală, nu știu, nu? Ce? Nu știu chiar. Păi, trebuie să-l omori de 5 ori. Deci după ce a tras, trebuie să te duci pe el, frate. Ia, unde dă incendiară acum? Unde? Nu mai dă incendiară, oameni buni, ce chestie! Wow! Nu e așa că este wow? Te aștepta, nu? LOL, a dat incendiar aici, uite-te pe casă. Cui LOL, hack. Dar ei nu știau că suntem aici, poate sunt pe partea. Uite, frate, trage prin LOL. Bă, eu îmi dau quit din jocul ăsta căcat. Mă știe oricum. Am înțeles. Cum? Pe unde mai trage ăla, hai? Cum vin glanțele așa nevinovate, știi? Da. Ce a fost asta? Nici eu nu știu ce a fost asta, dar aparent a fost. Bă, pui mei, măcar noroc să am și eu meciul ăsta, ăștia doi, deci eu sunt 99% sigur că au coduri, frate. Ce îmi dau incendiare numai unde suntem și de-alea. Îi batem gata acum? Îi batem gata, sigur? Îi rupem? I hack because of you, haha. Nice, nice! Oooo, oh, bobiță! Am înțeles, mă pui și pe bobița lui Pichama și pe fața lui de Angester în Loxca, Licoz. Unde era? A, pe partea dreapta noastră, stânga lui. Am da. Înțeles. S-a dus tot cover-ul meu, nu? Da. Bă. Măcar să dea un fake plan, să știu că e pe site, știi? Bă, frate, aud găini. Dă-te în spana de aici. Bă, că ăla e și pe tine. Da, am văzut. Bă, frate, e incredibil. Deci și aici mă știa, dar e și fix pe mine, mă, frate. Poate eram în dreapta. De ce nu s-a uitat în dreapta, știi? Pentru că de ce te-ai uitat în dreapta că știi că nu e în dreapta, în puii mei? Ah. Bine. Bine. Unde poate veni? De peste tot. Deci uite, poate aici eram în dreapta, dar nu! E aici la mine. Unde? Bine, mă! 4-6. Comeback, ești nebun? Direct comeback, frazură. Hai să stăm ascunși. Da, știi? Păi stau ascuns și stai că am incendiară. Ia și tu incendiară să dai întrebuci când plantează. Întrebucaleț? Cred că m-am văzut unul. Nu știu de unde m-a luat. Chiar ți-a dat cap, mă? Nu știu de unde poate să vină, mă jur, nu știu, nu. Dacă îl văd, să-mi spui că nu. Cred că e pe la... Dă-te, 5-6, dă-te, Licosa, mătii. Licosa.
Eu? Da, de ce? Nu. Nu, nu. De ce? Aș fi vrut AVP. Dacă deja s-au învățat să fiu mereu acolo. Vezi că s-a dus peste... Lol? A plantat un smoke. L-am văzut pe unul, s-a zis în stânga la mine. Mă duc pe el. Mi-a dat cap, mi-a dat cap, a știu că o să vin acolo. Dă-te-n morții, mătii, puteam să vin pe mid, puteam să vin pe peste tot. El mă așteaptă acolo. Îți iei cap, ai grijă, n-ai. Lol, ai văzut cum ai ieșit pe tine? Nu știu unde e ultimul. Nu, da, fake oricum. Ei. Și bine, mă! Ai luat-o! Bine, mă! Lol. Hai să avem grijă să nu mai planteze. Semi pro player. Mamă, 6-6 pe antenă, nu te crezi, vreau să rămân cu o dată, săriți și acolo cu foarte multe like-uri. Dacă vreți să apară cred mai multe episoade. Direct victorie, ești demon. L-am scos pe ăla cu bomba. Hai că țin dreapta să nu ne vină prin city. Ține undeva unde e safe. Ține oricum ar fi safe. I-am dat 27 coie. Nu-mi vine să cred. A ieșit fix pe mine și m-a omorât. Ce să mai fac? Ce să mai fac? Bă, frate, deci oameni buni tipi ăștia, eu zic, au mare wallhack. Pe buton, gen, sunt în situații de-astea, bam, wallhack, știi? Dă-te-n morții, mă. Mă piși pe el, ești prost. S-a dat cap instant? Da. Dacă-l văd să-mi spui că nu. Nu văd nimic. Eu cred că e pușat, așa e? Din îndreapta undeva, nu? Cine l-a făcut? Bravo, mă, lol. Deci uite cum stăteau. Pe mufă. Mă cac pe capul lui și pe ceafă lui. 7-7, frate. Ia armă. Vrei tu cauți sau zi ți leu? Nu, lasă, e bine. Mamă, 7-7, e încă un meci nebun. S-ar putea să vin amândoi drept. Da. Lol! Time out, i-a picat unul. Mi-a dat cap cu scoutul, nu știu de unde, crede-mă că nu știu de unde, de unde morți lui din sus, nu știu. Bine, mă, mamă, ce bine îmi pare că i-a picat ăluia. I-a picat codul. I-a picat time-ul de la cod. Da, ha, ce bine îmi pare, dă și mie un, nu mai dă nimic. Deci, Antone, au și o SSG, direct SSG, mamă, deci fraților, comeback, chiar dacă i-a picat, comeback. Nu știu de unde să țin sau cum să țin, crede-mă. L-am ratat pe bot. E pe dreapta. Deci nu te cred că a fost atât de prost. De ce știu totul ăsta? Noobs get banned. Deci eu, fraților, sper ca tipii ăștia care au VEC, au VEC, uite, VEC, are un VEC, Jack 3D. Dă-te-n morții, mătii, dacă primești bani pentru coduri, de ce morții, mătii, m-ai lăsat să joci în morții, mătii, de codat, infect, știi?
Timpul meu, da mă frate, deci toți ăștia, toți frustrații ăștia care primesc, care nu contează pentru ce, poți să-i bani pe cod, codatul tot codat rămâne, știi? Dă-te în morții, măti, de ce joci CSGO dacă ai VAC? Pă frate, am văzut pe unul odată, avea două VAC-uri, trei VAC-uri pe cont, cum morți lui mi-aș ca CSGO? Nu înțeleg, știi? Oricum ăștia clar aveau codul wallhack, nu știu, pe buton, nu pe buton, frate, să-mi bag piciorul, oamenii ne știau în fiecare poziție. Și totuși am făcut egal, nu știu cum, dar... A făcut egal, vreau să urcăm, asta a fost episodul, sper că v-a plăcut, să rezi pe acolo cu foarte, foarte multe like-uri și ne auzim data viitoare, ceau bă, pa!